Vicepremierul Liviu Dragnea propune ca prin ordonanțe de guvernale și local să aibă posibilitatea ca în într-un interval de 2 săptămâni să poată alege partidul în care vor să activeze, fără a-și pierde mandatul. La Gorj această veste este binevenită. Din ce în ce mai mulți primari au început să-și exprime public susținerea pentru un partid altul decât pe listele căruia au candidat. Este și cazul edilului din Bâlteni, deși face parte din PNL, Gheorghe Păsărin s-a afișat la prima conferință de presă a Partidului Liberal Reformator ca susținător al lui Călin Popescu Tăricianu. Dar de ce trebuie să stea primarii forțați într-un partid, că nu mai au nicio treabă cu el? Dacă parlamentarii pot să meargă de la un partid la altul în timpul mandatului, nu înțeleg de ce primarii n-ar putea să facă treaba asta? Sau chiar și consilierii, de ce trebuie să fie legați de un partid când ei practic stau acolo forțat pentru că își pierd mandat? Și dumneavoastră intenționați să schimbați partidul? Sigur că da, sigur. Unde anume vreți să mergeți? Secret. Dumneavoastră ați apărut ca susținător al domnului Călin Popescu Tăricianu. Aceea este direcția dumneavoastră, PLR? Trageți concluzii. Suspendat din PSD după alegerile din 2012, când s-a afișat în preajma lui Dan Diaconescu, edilul comunei Leleș spune că este o chestiune de timp până când va reveni de partea socialdemocraților. Maria Rotaru nu vede cu ochi bun legalizarea migrației politice. Eu cred că dacă un primar vrea să treacă în altă parte, ar fi bine întâi să vadă din partea ce a fost ales, după aceea să și termină mandatul, după care se poate să ducă unde vrea. La jumatea mandatului mai este un an și ceva și trebuie să treacă în altă parte. Nu știu dacă dăm așa o ordonanță de urgență și de guvern mare rost Parlamentul României, pentru că Parlamentul, după cum bine știm, este cel care inițiază proiecte de hotărâre după care se transformă în legi dacă trec de votul celor două camere. Până la urmă, probabil că au cerințe foarte mari primari de altă coloratură politică să treacă la PSD sau să treacă la alte partide. Mi se pare anormal că unul care a trecut, să zicem, acum 2 ani de zile într-un alt partid să-și piardă mandatul și acum să li se pună, să li se oferă totul de gratis. Și edilul din Samarinești, Marian Ardeiu, consideră că este folositoare această ordonanță pentru că partidul nu ajută primarul la alegerile locale. Cu carnet de PDL, Ardeiu spune că susține PSD-ul. Eu consider că e bine și să vă spun de ce. Până la urmă, în alegerile locale nu intervine atât de tare partidul. Nici nu prea îi ajută pe primari, ăsta e adevărul. Poate la orașele mari, unde sunt organizații puternice, dar la țară, să fim serios, la comune, primarul își face campania. Ați schimbat partidul? Da, v-am spus, cred că am mai discutat. Asta. Eu mă consider deja demis, dar dacă o și legiferează, e și mai bine. Nu o să vă spun și unde o să mă duc, dar v-am zis că sprijin PSD-ul și cu asta basta. Demnitarii de Gorj au părerile împărțite în privința acestui proiect. Deputatul PSD Mihai Weber susține că este binevenită această ordonanță pentru a limpezi lucrurile pe scena politică din România. Foarte binevenită, pentru că în 2012 acei primari care într-adevăr au fost în componența USL-ului au venit în fața cetățenilor cerându-le un vot pentru un proiect, după care sigur că au trădat. Acum practic din proiectul respectiv vreau să înlăture efectele regimului PDL. În momentul actual cei de la PNL s-au unit cu PDL-ul și atunci e firesc ca oamenii să-i taseze. Credeți că vor fi și primarii de la PSD care vor dori să schimbe partidul? Da, e posibil ca fiecare primar să aibă o anumită opțiune, anumite interese. Nu pot să știi sigur, vor pleca și de la PSD, vor pleca și de la PD-ul și de la PPD. Senatorul PNL Dian Popescu este de părere că această declarație a venit ca un experiment. Domnul Dragnea a dat această declarație în interesul unei ordonanțe de guvern, dar a dat-o pentru a vedea cum reacționează opinia publică. Am văzut o reacție a opiniei publice destul de dure, chiar analiștii care sunt apropiați de PSD au reacționat dur vis-a-vis de această declarație și această intenție a PSD-ului de a modifica regulile jocului și mai mult decât atât, de a încuraja traseismul politic. Nu mai putem vorbi de acele declarații date când eram în USL și spuneam că vom descuraja prin legi traseismul politic atât timp cât PSD-ul în acest moment dorește nu numai o încurajare, chiar o împingere spre un traseism politic haotic. Vicepremierul Liviu Dragnea a negat că astfel s-ar legifera migrația politică, arătând că este vorba despre limpezirea unei situații care există în fapt. Dragnea a spus că ordonanța ar putea fi adoptată până la sfârșitul acestei luni.